Cristian George Buzan. Un nume despre care n-am auzit absolut deloc și nu mă sfiesc să spun de fiecare dată când nu aud de un autor, pentru că nu mi-e rușine. În ultima perioadă s-au -au născut autorii precum ciupercile după ploaie, sau dacă mai avem producție de ciuperci în această țară. Dar, dacă nu ne place în această țară, nu suntem obligați să trăim în ea. Trebuie doar să avem puterea să trăim în altă parte. De ce putere? Pentru că discutăm de o carte venită de la editura CHBEC, e vorba de paradisurile fiscale și centrele financiare offshore, acolo unde foarte mulți Sibieni, că sunt și CBN, 4 la număr, își aruncă banii. Adică, de ce să plătim impozite în această țară, fiind și ele prea mari, când putem să le spălăm prin altă parte? iar cele care le știe cunosc situația. Lucrarea de față pe care astăzi vă o prezentăm se constituie într-un demers util și interesant de cercetarea poziționării și impactului paradisurilor fiscale și centrelor financiare offshore în contextul relațiilor economice internaționale. Cartea de față vine precum o mănușă asupra economiei românești. O economie cu multe găuri, ca să nu-i spunem că la fel cum sunt carile din dinți, așa există și în economia națională. Abordarea acestea armonizează cercetarea științifică cu utilitatea demersului practic în folosirea paradisurilor fiscale și a centrelor offshore în strategia de dezvoltare a societăților comerciale. Să fim înțeleși, nu am nimic cu cei care își duc banii să nu se vadă în România. Dar cel mai important și cu atât mai păcătos e că în acest oraș, în care suntem conduși de sintagma cu în tag, totuși ar fi trebuit să meargă mult mai bine. Discutând acum și intru din nou în istorie, deoarece offshore-urile reprezintă o parte însemnată din istoria postmodernistă, aș vrea să le dau tuturor un exemplu de solidaritate, nu de alta, dar avem și două distinse doamne aici, și mă bucur că deschid un astfel de subiect, fără voiam, dar cu voia dumneavoastră. Al doilea război mondial i-a prins pe nemți descoperiți. Veniți după acele masacre hitleriste, veniți după acea năpustire a bombardamentelor, veniți după o cutumă a unui cizmar de meserie, din naștere. Ei bine, cele care au reconsolidat Germania, iar dacă Germania se află acolo unde economia mondială ar tânji, se datorează femeilor. Ca bărbat știu că este foarte greu să spun acest lucru, dar prefer să o spun pentru a putea da o lecție. În primul rând, era o altă conducătoare a britanicilor Merlin Albright, care prin distințălăria sa, prin stilul său britanic, a știut să-și ducă în grei o economie destul de grea a regatului unit britanic. Și a făcut-o bine. Revenind la Germania și la aceste offshore-uri, din păcate Germania nu reprezintă offshore, are în schimb, există un offshore în Marea Britanie, am rămas și eu surprins, pentru că de obicei britanicii sunt conservatoriști, am încheiat punctul și ghilimelele de rigoare și revenind la ceea ce au înfăptuit nemții după al doilea război mondial. Și aici e vorba, cum vă spuneam, de femei. Dacă Germania s-a consolidat, a fost datorită femeilor. Angela Merkel, înainte să, să vină la puterea reală a Germaniei a avut o inspirație și un luft balons, așa cum îl numesc nemții, de a spune că, un lucru real pe care nimeni nu l-a auzit, nici măcar președintele Germanii nu a vrut să-l audă, că nemțoicele, de fapt, au consolidat Germania actuală. Cum? Prin mărirea cashflow-ului prin scoatere la lumină a banilor. Iar acești bani, mergând cu o viteză considerabilă, evident că s-au apucat să, să se realizeze și a ajuns, acele deziderate de altă dată, a ajuns să fie și practicabile. Ei, bun, ei bine, mari economiști vor spune, nu cum a fost doamna Vlas, doamna Vlas a fost, este de profesie, profesoară de limba română, stă undeva pe Matei Basarabă, în București, Într-o zonă bună a Bucureștiului Ei, această, această creștere a cash ului de fapt a A dat putere Germaniei Și a dat o consolidare rapidă. Germania a fost consolidată după cel de-al doilea război mondial în 10 ani În 10 ani S-au refăcut Mega construcțiile pe care dumneavoastră le știți În 10 ani de zile deja începuseră să meargă inclusiv și fabrica Celebra fabrică de uh, automobile a Germaniei, ba din contră, aceștia mai avusese puterea să mai scoată încă o marcă, o marcă care era făcută din uh, carton, cum știm foarte bine, o marcă pe care am avut-o și pe străzile din uh, România. Așadar, paradisurile fiscale și centrele financiare offshore în contextul economiei mondiale, dar nu luați uh, așa motamo ceea ce veți citi în această carte, ci luați doar esența. Te-a putea construi și în acest oraș uh, minunat, în care, cum vă spuneam, trebuie să dăm gut în dar ni se răspunde, poate, într-un gut în de la uh, plin de zeflemea. Sunteți în ultimul ceas.